Când vrei. Da, mă. S-a dat drumul. Deci s-a dat drumul. Doamnelor și domnilor, am două logo-uri. Unul aici și unul aici. Bine ați venit la un nou episod din Învață Programeza împreună cu Marius. Colegii mei se uită foarte dubios la mine pentru că eu fac foarte urât în clipa asta. Sunt extraordinar de expansiv. Ca și episodul de astăzi, pentru ca să vă explic ce anume înseamnă un pop-up. Zoe nu râde, pop-up. Pop-up este exact așa cum îi spune numele, o chestie care apare și îți explodează în față, și anume sunt acele chestii ferestruici foarte plictisitoare care îți apar pe toate site-urile, în toate aplicațiile și de regulă încearcă să-ți vândă ceva. Așa că, data viitoare când te simți incomodat pentru că te joci pe telefon și îți apare acolo o mega ofertă, cumpără cu 10%, ia discount de Black Friday sau mai știu eu ce altă donație către Sfântul Preafericit de la Constanța trebuie să dai, să știi că minunăția aia de fereastră se numește pop-up și face parte dintr-un tip de practici pe care motoarele mari de căutare încearcă să îl elimine din internetul nostru minunat. Eu sunt Marius, acesta a fost un nou episod din Învață Programeza cu Marius de la Magic 5. Hai, pa!